Bună, fetelor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face ceva diferit și anume un machiaj de festival. Mă vedeți îmbrăcată aici cu topul ăsta luat de pe Shein în cazul în care vă interesează, așa cu crăpătură pe aici. Și mă rog, nu știu dacă o să rămâne aparat cu topul ăsta pentru că încă nu am o idee precisă ce vreau să fac, dar aș vrea să fac un machiaj de festival pentru că e sezonul și nu știu, poate inspiră pe cineva, poate vreți și voi să vă machiați așa sau vedeți niște produse faine, așadar am zis de ce nu. Mi-am pregătit aici niște produse de la Ama Beauty Store și anume aceste Hydra Liners care se activează cu apă, sunt niște geluri super faine și mai am încă unul portocaliu și încă unul galben, dar cel portocaliu cred că e de la ei și cel galben este de la Cupio și ăla este cam tot la fel de bun, nu pot să zic că nu-i fain, dar astea sunt culorile mele preferate și mă gândeam eu că portocaliul ăsta ar merge super fain cu nuanțele astea două sau cel puțin cu ăsta verde și cu cel alb și mă gândeam eu să fac ceva cu pietre, cu de toate, avem aici așa pietricele de toate dimensiunile, mai am încă și jos, mai am și perle și mai am aici niște chestii super interesante pe care chiar aș vrea să le folosesc și anume acești fluturași pe care cred că vi-am arătat acum multe, multe vloguri, cred că la un unboxing Shein, dacă mi-aduc bine aminte. Și mai am și fluturașii aceștia care teoretic cred că sunt pentru unghii, dar de ce să nu-i folosim pe ochi, care bat așa în toate culorile și mi se pare că o să meargă fain. Oricum, cu ăștia am mai făcut ceva make-up la un moment dat, dar cu ăștia nu prea. Și mă gândeam eu că ar fi așa fain o combinație din aia de culori, nu știu, mă gândeam să-mi fac toată pleoapa un verde din ăla așa mentă sau cu un galben și să-mi fac așa niște linii, niște eyeliner și așa mai departe, așadar hai să-i dăm bătaie. Hai să ne apucăm de față, în primul rând, să pregătim tenul. Vedeți că această cremă de la Ziaja, care v-am mai spus că este așa pentru tenul mixt și îmi place foarte mult că hidratează tenul, dar nu lasă pelicula aia grasă, v-am mai zis eu de crema asta, cred că de un milion de ori și mi-am mai luat-o și pe aia cu trandafir care e pentru noapte, 30 plus, antirit, să știți că e foarte faină, chiar îți hidratează tenul super bine și o folosesc în special în zona aia de sub ochi, dar acum o să o folosesc doar pe asta pentru că, mă rog, facem un machiaj, nu vreau să mă duc să mă culc. Aplicăm și așa, o cremă din asta de gălbenele pe buze, o să pun foarte puțin că eu tocmai ce am terminat de făcut sport, inițial altul era programul pe ziua de azi, azi e luni, apropo. Trebuia să vină o prietenă pe care tot o machiez eu de obicei și tot Instagram mi-e plin de machiajele ei, doar că până la urmă n-am mai putut să vină. Și inițial astăzi trebuia să fac machiajul pe ea, fac machiajul ăsta de festival și să vă filmez pe ea în timp ce o machiez, dar până la urmă a picat faza, nu știu exact când o să ne întâlnim și n-am mai putut să aștept ca să nu fac nimic și așa astăzi nu avem vlog. Deci probabil că ăsta va intra la voi joi și apoi, nu știu, luni, cred că o să intre ceva daily vlog, dar vedem. Cred că v-am zis eu de bureței ăștia pe care am luat de pe Shein, care sunt așa tip, nu știu, lacrimă pentru zona asta de sub ochi. Deci vă zic că îs de vis, deci pur și simplu și la cliente îs atâta de fain de folosit. Voi lua niște fond de ten pe acesta de la NYX Born to Glow, voi lua nuanța Light 05 cu acest Beauty Blender și o să încep să îmi aplic niște fond de ten pe sprâncene pentru că v-am arătat eu oricum avem un tutorial special pentru treaba asta cu sprâncenele aici pe YouTube. Dacă nu l-ați văzut o să vă las ori link aici pe ecran ori în descriere și acolo v-am arătat pas cu pas cum să faceți sprâncenele cu tehnica asta în carioca și să vă iasă cât mai naturale. Așadar, primul pas este să le acopăr cu puțin fond de ten, asta ca să le deschid o idee la nuanță. După care voi lua o pudră și o iau pe aceasta de la Rimmel Stay Matte și o să vin ușor să usuc zona asta de sprâncene. Iar apoi luăm acest gel de la Benefit, 24 de ore Brow Setter-ul și voi veni ușor să ridic firele de păr. Să le fixez în direcția în care îmi doresc să stea. Las produsul să se usuce și între timp îmi pregătesc și carioca, pe care o știți cu siguranță că v-am mai vorbit despre ea, aceasta de la NYX nuanța Ash Brown. Hai că am dat un zoom să ne vedem ceva mai bine. Și acum o să încep efectiv să îmi desenez fire în sprânceană.
Chiar sunt curioasă dacă voi chiar mergeți la festival anul ăsta. Eu sincer n-am fost în viața mea la niciun festival, dar nici nu cred că mi-ar plăcea așa mult. Adică îmi place ideea de distracție sau de muzică sau așa mai departe, dar nu cred că mi-ar plăcea partea aia cu, nu știu, cu pierdutul de nopți și aglomerație. Cred că astea ar fi punctele slabe, pentru că eu în general am așa problemă cu aglomerația, mai este de multe ori când am așa anxietate de asta și în momentul în care e prea multă lume, efectiv simt că mi se face rău și trebuie să ies din zona respectivă, dar na, probabil că la festival ar fi altă treabă, la modul că mergi acolo cu scopul de a te distra și nu-i, nu știu, ca și când mergi la cumpărături și prea multă lume sau chestii de astea. Cam așa arată și sprânceana mea, vedeți o diferență enormă. O să-mi iau foarte puțin concealer sau fond de ten, nici nu știu. Hai că-mi iau tot fondul ăsta de ten de la NYX. Și o să vin ușor pe dedesubtul sprâncenii să o îndrept. La aceasta de la Kylie numărul 32, care este o pensulă pentru textură cremoasă. Cred că îi, nu știu, preferata mea aproape în ultimul timp. Mi se pare că așa multe lucruri pot să fac cu ea și mai am una preferată de la Leonardo, dar o să vă arăt în momentul în care ajungem la ea. Sunt curioasă să-mi spuneți care e pensula voastră preferată, dacă aveți vreuna. Eu cu asta, sincer, m-am îndrăgostit iremediabil și cu aia la altă o să vă arăt imediat. Mi se pare că pot lucra așa de ușor pe concealer sau pe geluri din astea colorate, cum o să folosim și astăzi. Mi se pare că se întinde 100 de ori mai bine decât în momentul în care mă chinuiam eu cu tot felul de alte produse și alte pensule. La bază pe pleoapă pot să folosesc tot ce mi-a rămas de aici, din fondul ăsta de ten, pentru că oricum vreau să vin cu un tint și atunci nu mă prea interesează ce e pe pleoapă. Acum voi, dacă vreți, puteți să puneți, evident, și primer. De obicei, dacă era să folosesc, îl foloseam pe ăsta de la NYX HD, dar acum că pun concealerul nu mă mai interesează și asta este pensula despre care vă ziceam că o iubesc, de Leonardo, numărul 17, deci mi se pare cea mai tare pensulă pentru textură din asta cremoasă. Mie, de exemplu, dacă nu lucrez în tinturi, ci aș lucra doar în farduri, deci mie nu mi-ar sta efectiv fardurile deloc dacă aș pune doar concealer sau fond de ten pe pleoapă, nu știu altele cum reușesc, eu una niciodată n-am reușit performanța asta, dar mă rog. Iar acum ce să folosesc, voi lua aceste două produse ca să-mi fac o bază și anume acesta de la NYX. Nu știu dacă se mai găsește pe stoc, dar eu vi-l arăt. Se numește Get Money, cred că se vede acolo undeva scrie, sper să ne pună și focus. Și este o nuanță așa de verde, nu e foarte intens, sau mă rog, așa pare că e intens, dar nu e chiar așa intens în momentul în care îl blenduiești, dar eu vreau să-l amestec cu o nuanță de alb ca să-l fac un verde ceva mai mai pastelat oarecum și voi folosi și acest gel de la Inglot numărul 76, care este un alb și arată deplorabil, dar le voi amesteca și o să-mi iau o spatulă, spatula asta pe care o am de pe Shane, din nou. O să iau așa cu spatula din produs, ia stați să vă și arăt, cam atât, nu mai mult, cred că e suficient. O să pun aici pe o paletă pe care o am aici în stânga mea. O să iau și din alb și apoi o să amestec cu niște Duraline de la Inglot, care, dacă nu știați, e un gel, o soluție, mă rog, pe care o folosiți în momentul în care ori vreți să înmuiați tușul, rimelul sau dacă vreți voi să vă creați, nu știu, pigment sau uite cum îmi crez eu acum un tint, pentru că dacă nu ai acasă, nu știu, un tint colorat, ce înseamnă tint? Înseamnă ca și cum ar fi rujurile, cam așa ceva arată alea, sunt un fel de geluri cremoase, lichide de fapt, nu cremoase, pe care dacă le aprici pe pleoapă și le blenduiești, arată ca și cum ți-ai fi aplicat un fard. Mi se pare că e foarte ușor să lucrezi cu ele pentru că îți poți crea tu ce culori vrei și doi la mână se și aplică foarte ușor, se blenduiesc foarte ușor în momentul în care, mă rog, ai și o pensulă de calitate și doi la mână
ai o bază pentru machiaj. De exemplu, dacă vrei să-ți faci un smoky, mai degrabă folosești un tint în maro așa închis, pentru că atunci deja ai dat pleoa pe nuanța aia de maro închis și peste poți să vii cu farduri mai închise, negru, tot ce vrei tu. Păi pune așa vreo 2-3 picături, cam 2 cred că, ca să înmoi produsul ăsta, pentru că, mă rog, a mele sunt super mega înțepenite, deci horror. Are și o rezistență foarte mare, pentru că în momentul în care aplici Duraline peste orice tip de produs din ăsta cremos, îi și dă o textură waterproof. Acum o să-mi iau pensula, aceasta tot de la Kylie, pe care am folosit-o mai devreme, și o să-mi pun pe pleoapă în primă fază produsul ăsta, pe care mi-au această pensulă de la Leonardo, numărul 17, și o să vin ușor să îl pierd. Prima dată tapotez, după care ușor vin cu mișcări așa, un pic circulare. Evident, eu acum pot să mai vin încă, uite, cu un strat, să-l intensific ceva mai tare. După care pot să și îl fixez cu farduri, pot să pun peste el exact nuanța asta de verde sau nu verde mai închis, mai pastel, mai neon, și o să-mi iasă așa un machiaj destul de intens, pentru că în momentul în care folosim tinturi, ele în primul rând că ajută la rezistența machiajului mai mult timp și mai ales la lăcrimat sau așa, la transpirație și alte chestii, dar doi la mână și îți face o bază ceva mai intensă pentru farduri. Vedeți că și termin machiajul mult mai repede, adică dacă aș vrut, nu știu, să-mi las doar așa o nuanță din asta de pastel, pur și simplu vin cu ăsta, îl fixez cu fard verde, mi-am făcut un tuș, genie, și pot să plec. Pentru că vedeți că pe el, dacă îl pierd așa ușor, arată ca și cum i-aș fi aplicat o culoare așa pe care am blenduit-o. Iar acum o să iau această paletă de la Jeffree Star Blood, nu, Blue Blood, și o să-mi iau o pensulă din asta din păr natural. O să iau pe aceasta de la Leonardo, numărul 19. Stați așa să ne pună și focus. E o pensulă din păr natural și vedeți că e așa pufoasă la păr. Și o să iau, cred că nuanțele astea două, cred că o să le amestec pe astea două de aici. Vin ușor cu mișcări de tapotare în primă fază, aici până la pliu. Uitați-vă cât de frumos se văd nuanțele, cât de intense, și dacă le puneam direct pe pleoapă, ciuciu banana, era super nașpa. Să facem ceva nemai făcut, nemai văzut. O să-mi iau acest eyeliner de la NYX, Ink, nu știu ce, cum se numește, Epic Ink Liner. V-am zis că o să vă anunț despre el, eram super curioasă pentru colțul ăsta intern, pentru că mă rog, cu gelul de la Inglo, dacă un pic se usucă, nu mai prea poți să-ți faci chestia aia, cat eye-ul ăsta aici la colțul intern, și atunci am zis că mai să le iau pe ăsta, că zice toată lumea că e rezistent și fain și bla bla. Deci vreau să zic, ok, da, poți să-ți faci cat eye-ul cu el, dar în momentul în care lăcrimezi, transpiri, mă rog, e zona asta oricum foarte sensibilă, și în momentul în care te faci efectiv cu chestia asta, te gâdilă sau îți vine așa să lăcrimezi. Deci, sincer, nu rezist, adică mie mi se scurge, nu mi-a ținut, deci, da, am mai testat și încă la o persoană și la fel am observat același lucru, deci, sincer, prefer să adaug în cel de la Inglot un pic de Duraline, să îl diluez și să fac treaba asta cu gelul de la Inglot, pentru că altfel nu ofer o rezistență mare. Pentru machiajul de astăzi îl voi folosi, pentru că vreau să fac așa niște dungi, niște chestii trestii, și atunci am nevoie de treaba asta. O să mă uit în față și o să încerc să-mi trasez linia de tuș. Adevărul e că îți poți trăsa niște linii de tuș mult mai faine cu ăsta, la modul că e mult mai lichid și poți să faci mai multe chestii, dar așa ca rezistență v-am zis, nu e ceva minunat, adică mai mult ca sigur dacă aș lăcrima aici în colțul extern ar fi ceva teribil și probabil că ar arăta super nașpa, dar mă rog, hai să vedem după asta ce să folosim. Mă tot gândesc că gelul ăsta nu cred că o să se vadă, cred că o să-l folosesc pe ăsta alb. Am aici niște apă, o să adaug efectiv niște apă aici în recipient până când devine așa ca o pastă, un pic așa ca așa racetul cumva să fie la textură, să nu fie nici prea groasă, nici prea subțire. Hai să încercăm să facem ceva minuni aici cu ăsta.
cam așa ceva. Hai că începe să arate făinuț. La fel o să fac și aici. Na bun, și hai că mai am o idee, dar nu știu dacă o să-mi și iasă această idee. Vreau tot așa să fac, nu știu cum să vă explic, așa ca și o, ca și o clepsidră, dacă mă exprim bine, dar precis nu. Dar hai să încercăm, o să mai vin o dată așa cu eyelinerul aici. Niște lipici din asta de gene cu bețișor din asta din lemn și nu știu, mă gândesc să lipesc, nu știu, unul aici așa mai mare. My God, deci cred că nici nu o să pot lipi cu ăsta, deși nu-l simt gen nașpa sau ceva, dar probabil că la un moment dat o să-l simt greu. Pun așa o pată din asta, o picătură de lipici. Las un pic să stea, deci drăguț arată. Și pe lângă, că evident stați că n-am terminat, vreau să lipesc din ăștia la alții, care sunt ceva mai mici. Așa ceva, cred că se vede acolo. Oh my God, ce mare e ăsta. Deci nu-s normală cu fruturii ăștia mei. Mă gândesc că o să mai fac ceva dunș cu ăsta. Deci cât de cute arată. Și acum o să pun o picătură de lipici exact în vârful ei. Așa ceva. Și acum cred că pe lângă doar o să mai pun niște pietricele. Am aici așa turcoaz și roz. Cam așa arată machiajul momentan. Na bun, hai că mi-am terminat și machiajul ochilor. Mi-am schimbat bluza, că aia portocalie chiar săraca de ea nu mergea cu absolut nimic. Ca fond de ten le voi combina pe acestea două, acesta de la Marc Uhrl în nuanța Sand Beige și acesta de la NYX Born to Glow Warm Vanilla. O să le pun așa pe mână aici acum. Și o să le combin, o să mi le aplic direct cu beauty blenderul. Acest beauty blender pe care l-am de pe Shein și știți că mi-am pus comandă la încotură de bureței și ce să vezi, n-a mai fost exact la fel. Deci au fost super nașpa și tare, cred că v-am zis eu în unboxing-ul acela de la Shein, deci am fost așa de supărată. Deci efectiv același produs mi l-am cumpărat, exact același link. Și pur și simplu n-a mai fost deloc același produs, deci efectiv pauză. Și m-am enervat destul de tare pentru că, adică nu m-am enervat, m-am enervat, nici nu știu cum să zic, că na, mi-am comandat pentru că mi-au plăcut foarte mult și că sunt moi și chiar erau la preț și sunt, mă rog, la preț foarte bun. În comparație cu ăștia pe care îi cumperi de la noi, dai pe ei și cât e, poate 40 de lei și sincer nu sunt la fel de moi ca și ăștia. Na, și atunci am zis, hai să mai pun încă o comandă, să mai am încă o... încă o pereche de asta de bureței și ce să vezi, total altă calitate și nașpa, așa că mi-o trecut cu bureței. Acum mai folosesc pe ăștia pe care i-am, pe aia am și aruncat pe toți la gunoi, vă zic sincer, că n-aveam ce să fac, deci erau atâta de tare, cred că nici aia de pe la, nu știu, de pe AliExpress sau de Jumbo, cred că nu erau atâta de tari ca și ăștia. O să-mi aplic acum niște smokuri din astea de tot de pe Shein. O să-mi iau mărimea asta doar mai mare. Am vrut să-mi pun niște gene bandă, dar nu prea stau pe Hydra liner-ul ăsta, nu înțeleg care-i treaba, dar whatever. Nu mă stresez. Nu vreau să pun foarte multe pentru că practic după aia nu se mai vede nimica din machiajul ochilor. Hai să ne aplicăm concealer. O să-l folosesc pe asta de la Tarte ca să-l termin, sincer. V-am zis că o să vreau să comand, mă rog, varianta aia creamy pentru că varianta asta simplă, sincer, mi se pare că usucă destul de tare zona de sub ochi. Mai ales dacă ai așa un ten uscat sau ceva, se strânge foarte nașpa pentru că el practic nefiind foarte cremos,
nu știu, parcă îl absorbe pielea, adică absorbe toată umiditatea din el pielea și atunci rămâne așa super uscat la suprafață și dacă, de exemplu, lași pe față, nu știu, până, nu știu, faci altceva, îți ascuți un creion, dau un exemplu, deja se și usucă așa urât și ai nevoie de super multă hidratare în zona asta dacă chiar vrei să-l folosești sau trebuie să ai un ten din ăla perfect, nu știu, normal, să n-ai probleme deloc cu ridurile sau chestii de genul și să ori să-ți hidratezi super bine zona asta de sub ochi, altfel chiar nicio treabă, deci e foarte nașpa. Și îmi iau pudra asta de la MAC, minerală, și o să vin așa ușor în zona asta de sub ochi cu o pensulă pufoasă și o să fac niște mișcări așa de tapotare. Nu vreau să las așa aici zona asta super umedă, pentru că mi se adună după aia tot concealerul, v-am zis, și atunci un pic trebuie să îl matifiez. Și în prima fază fac așa mișcări de tapotare, după care în momentul în care, să zic că e deja uscată zona, pot să și vin așa cu mișcări de frecare stânga-dreapta, dar până nu fixez și usuc zona în care aplic, nu fac mișcările astea decât mișcări de tapotare. Iar pe restul feței voi lua o pensulă din asta mai mare și o să-mi aplic pudra asta de la Rimmel pe care v-am mai arătat-o și la început. Și o să vin așa cu mișcări de tapotare. Iar acum voi lua acest bronzer de la Marc Uerlain Harmony și cu o pensulă mai mare de la Kylie numărul 14 să mă bronzez așa ușor, pentru că vreau să par super, super bronzată, acum, mă rog, nu super, super, dar măcar să pară cât bronzată, cât de cât. Ați văzut că nu am făcut conturare cremoasă de data asta, mi se pare că pot și cu ajutorul bronzerului să te bronzezi măcar cât de cât, mai ales că e vorba de un machiaj de festival, deci nu vrem neapărat să fim super conturate sau așa, ci mai mult să părem așa bronzate sau să fim strălucitoare. Păi, hai să luăm acest blush de la NYX, mă rog, e un fel de iluminator blush și o să iau nuanța asta, evident, mai intensă de aici, din dreapta, și o să mi-l aplic pe față cu mișcări așa mai mult de tapotare și nu știu dacă vedeți cât de fain sclipește, deci eu îs leșinată. Mai mult se vede în poze, sincer, decât așa în realitate, nu știu dacă chiar se vede la voi, dar are așa niște particule de sclipiș ceva mai mare. Și voi exagera puțin cu ăsta pentru că aș vrea să se vadă așa mai intens pe față, pentru că la buze nu cred că o să-mi fac ceva exagerat. Și atunci, având în vedere că ochii, bine, sunt intensi, dar nu sunt, nu știu, culori foarte turbate, și atunci mi se pare că pot exagera pe față, mi se pare că totul trebuie să fie într-un echilibru. Adică dacă îți faci la ochi ceva exagerat, atunci încerci să eviți conturarea feței. Adică să nu-ți aplici foarte mult blush, foarte mult contur, dar, de exemplu, dacă îți faci la ochi ceva mai natural, dacă pot să-i zic, mi se pare că poți să exagerezi un pic pe față. Iar acum o să folosesc acest iluminator tot de la Marc Uerlain, nuanța Love Coffee Time, și o să combin astea două nuanțe de aici și o să îmi aplic așa pe față, să fie shiny tiny, să fie iluminare totală. O să vin tot cu acest eyeliner de la NYX, pentru că v-am zis că fac doar niște poze, dar dacă ar fi să mă duc la festival, cu siguranță mi l-aș aplica pe cel de la Inglot. Și o să vreau să-mi fac aici V-ul ăsta cat eye în față. Cam așa ceva. Și arată, mi se pare, de 100 de ori mai bine machiajul și ochiul. Ok, acum o să folosesc și niște rimel și o să le iau pe ăsta de la Essence Get Big Lashes. Și o să le dau pe astea cu rimel. Pentru buze o să folosesc acest creion de la Boys & Berry's Dusty Brown. Și cred că îl voi folosi pe acesta de la Maybelline, nuanța 10. Mă gândesc să-mi aplic ceva pigment pe buze, pentru că altfel este prea simplu, evident. Și o să-l folosesc pe asta de la Cupio. Vai, dar nu știu ce nuanță, e Starlight. Hai să punem așa niște sclipirici din asta. Nu s-a uscat rujul complet, că altfel nu s-ar mai fi lipit fără glitter glue. Las puțin să se usuce și după aia cred că o să-mi aplic și niște gloss. Mă duc să-mi fac și părul
și revin apoi. Ei bine, cam asta este rezultatul final. Mi-am pus așa niște fluturași aici, așa, în urechi. Mie e mult spus în urechi, am agățat efectiv de ureche ca să fac câteva poze și să vă arăt rezultatul final. Știu că e așa exagerat mult, dar mi se pare că pentru un festival ar fi o idee destul de faină, pe nu neapărat să faceți chiar toate porcările astea ce le-am făcut eu aici, dar așa, în mare, mi se pare că a ieșit destul de interesant. Am lipit și pietricele, văd ăștia, fluturi, deci peste tot, albastru, deci nu știu, am pornit de la ideea de portocaliu sau ceva galben și am ajuns la roz cu albastru. Dar până la urmă să știți că îmi place destul de mult ce a ieșit, ia stăt să vin așa mai de aproape să vedeți și voi. Sincer, mi-a luat ceva timp să fac machiajul ăsta, cred că am stat în jur de vreo 2 ore să-l fac. Dar am lipit toate chestiile, mi se pare că a ieșit destul de interesant, colorat, ieșit în comun păstă măsură, ceea ce am și vrut. Așadar, mă duc și o să-mi fac câteva poze și cam asta este tutorialul pentru astăzi. Sunt curioasă dacă v-a plăcut ideea asta și dacă mai vreți să facem ceva asemănător sau cea tutoriale de make-up, lăsați-mi mai jos în comentarii părerea voastră. Clar, nu toată lumea ar purta genul ăsta de machiaj. Sincer, dacă chiar aș fi să mă duc la un festival, cred că aș exagera, pentru că este, din punctul meu de vedere, locul în care chiar poți să exagerezi, pentru că toată lumea exagerează cu ceva. Pare că ești chiar normal. Acum, evident, mai poți să-ți faci pe față, să te pictezi, să mai pui pietre, să mai îți pui pe buze, tot felul de lucruri, să-ți faci păr umpletit, să-ți faci șuvițe, să faci tot felul de chestii. Ca idee, cam ăsta este rezultatul de astăzi. Nu uitați să mi lăsați și un like dacă v-a plăcut acest videoclip și ne vedem data viitoare de la ora 8. În fiecare luni și joi de la ora 8 avem un nou clip. Vă pup, aveți grijă de voi, vă urez un weekend minunat. Ne revedem data viitoare. Vă pup!